Dragi prieteni, bun găsit! Sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o ediție specială a emisiunii Pentru Noi Femeile. Cum v-ați obișnuit de-a lungul timpului, de mai bine de 7 ani de când emisiunea noastră este difuzată, ați cunoscut prin intermediul acestui post de televiziune multe femei pe care noi le-am invitat aici în studio. Femei de vârste diferite, din locuri diferite, cu experiențe diferite, în preponderent femei românce, dar și femei din străinătate, și fiecare ne-a îmbogățit cu povestea ei, cu experiența de viață și cu înțelepciunea pe care a dobândit-o. Facem lucrul acesta să învățăm de la cei cu experiență, conform cu ceea ce citim în Sfânta Scriptură, cum Sfântul Apostol Pavel ne învață în Cartea Evrei, să ne aducem aminte de mai marii noștri, care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, spune el, cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Așa găsim scris și așa dorim să facem. De aceea, cu ocazia acestei zile deosebite, am invitat în studioul nostru o persoană specială, o femeie puternică care a câștigat multe biruințe pe parcursul vieții și care declară despre perioada pe care o trăiește că este o perioadă a culegerii roadelor. Este o soră specială de la Balomir, din țara Hațegului, județul Hunedoara, care a crescut 12 copii și pe lângă toate acestea a scris și câteva cărți. Este sora Anica Belea. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc, sora Rodica, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și pentru prezentare. Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră! Eu vă mulțumesc că ați acceptat să bateți drumul până la Cluj și mulțumesc lui Dumnezeu că există astfel de oameni. Oameni la care să ne uităm și povestea vieților să fie ca o încurajare pentru noi cei mai tineri. Și v-am prezentat puțin, pentru că nu știu așa de multe lucruri, dar aș vrea să vă las să vă prezentați dumneavoastră singură viața, familia, pentru că aveți lucruri deosebite să ne spuneți. Pe mine mă cheamă Anica Belea, sunt din țara Hațegului, așa cum s-a spus deja, și cred că acesta este și mandatul pe care mi l-a dat Dumnezeu, să istorisesc ceea ce am învățat și am experimentat în decursul la 74 de ani de viață, 56 de ani de umblare cu Dumnezeu, 12 copii și 26 de ani de văduvie. Aceasta spune multe. M-ați prezentat foarte în cifre, foarte exact. Aș vrea să ne spuneți, pentru că e o vârstă, ați spus-o dumneavoastră, 74 de ani și o viață cu multe experiențe, care este farmecul vârstei la care sunteți acum? Ca și mamă îmbogățită cu 12 copii, multe nurori, gineri, nepoți, nu știu, strănepoți dacă aveți. Da, Dumnezeu mi-a făcut o chemare specială chiar la vârsta de 18 ani. M-a chemat Dumnezeu și toată viața mea a fost marcată de evenimente. Dar sunt și evenimente care m-au marcat profund. În urmă cu 26 de ani, Dumnezeu mi-a încredințat o slujbă cu o dublă responsabilitate, singură, dar nu părăsită. A fost cea mai grea lovitură pe care am primit-o de la viață. M-a avut de luptat cu durerea și amărăciunea a unei relații rupte cu acel care ne consilia. Au urmat vremuri tulburi. Soțul dumneavoastră, da, a plecat vremuri, la Domnul. Tulburi, da? Tragedii.
Dar Dumnezeu și-a împlinit cu credincioșie făgăduința, întrucât a rămas tatăl orfanilor mei și apărătorul meu personal. Rămâne doar să-i fim recunoscători. Dumnezeu a recompensat această pierdere, întrucât toți cei 12 copii au făcut legământ cu Domnul. Și asta e minunat. Nici o slujbă nu este mai înălțătoare decât să crești copii care să-L iubească pe Iisus. Cât de mici erau copiii atunci când ați rămas singură să le fiți și mamă și tată? Da, jumătate dintre ei erau minori. Deci nu a fost ușor, au fost ani grei, dar, cum am spus, Dumnezeu ne-a purtat o grijă aleasă. Am experimentat adevărata unitate a sfinților de pe pământ. Deci înțeleg că v-au ascultat copiii și chiar dacă ați rămas singurul părinte, ați reușit să țineți familia unită. Nu mi se datorește, nu mi-asum niciun merit. Aici a fost grija deosebită a lui Dumnezeu și, într-adevăr, nu am avut probleme majore și au fost, nu pot să spun că toți sunt maturi, am trecut și prin încercări, dar, în final, Dumnezeu a lucrat așa ca să-i văd pe toți cei 12 în casa lui Dumnezeu. Și aveți inima împlinită. Da. De da. Asta această realizare o numiți roada de care vă bucurați în perioada asta sau mai sunt și alte bucurii? Păi, pe măsură ce-o trecut timpul, ne-am tot extins hotarele și 8 sunt căsătoriți. Am, cum am spus, și 12 nepoți. Tot 6 fete și 6 băieți. Deci e o coincidență. Și au fost și frământări și ani grei, dar nu știu dacă o mai avut cineva atâtea sărbători câte am avut noi. Celebrăm fiecare aniversare, ne facem cadouri, nu foarte scumpe, dar cu multă dragoste în conținut. Și asta e frumusețea. Adică, în mijlocul încercării, ați știut să vă bucurați de viață, ați știut să vă uitați la partea plină a paharului. Exact, exact. Foarte frumos. Dar totuși, cum ați reușit? Puteți intra un pic mai în detalii. Ați rămas singură, aveați în jur de 50 de ani, nu erați foarte în vârstă și trebuia să purtați de grijă la 12 copii. Cred că a fost foarte greu. Cum ați reușit? N-a fost ușor, nu am avut nici 50 de ani, am avut 48 de ani atunci când soțul meu a plecat spre marele concediu de odihnă. Doar prin credință am putut să supraviețuim și am avut atâtea experiențe cu Dumnezeu pe care nu am rezistat ca să treacă în uitare. Deci n-am rezistat ca să nu vadă lumina tiparului experiențele și miracolele care au făcut parte din viața mea. Ele sunt scrise mai în detalii în cartea Comori descoperite în labirintul vieții. Am scris prima ediție și apoi pe parcurs am scris o a doua ediție unde am mai completat-o și unde am la sfârșit câte o epistolă pentru fiecare din copiii noștri. Deci așa v-ați început cariera de scriitoare, ați scris această carte ca un fel de istorie a familiei. Da, cineva spunea, dacă vrei să fii nemuritor, scrie ceva. Dar pentru a scrie ceva care să rămână, se cere să citești mult, să asculți mult, să iubești mult, dar mai ales să suferi mult. Fără acestea, literele nu strălucesc, corzile nu vibrează. Din experiența mare se nasc gânduri strălucite. Așa a început introducerea mea în tainele scrisului tipărit. Astfel am învățat cum dintr-un bob să fac un lan, dintr-o idee să scriu o pagină
și dintr-o lacrimă să compun un vers. Încă din tinerețe am iubit versurile, dar și acum îmi place să recit și să scriu versuri experimentate, trăite, în care să se oglindească puterea divină a Domnului Iisus. Și în care să se simtă că este un foc prin care ați trecut în viață, nu doar niște gânduri așa fugare, ci greutatea celui care a trecut pe acolo. Chiar mi-am pus întrebarea și m-am gândit, oare de ce n-am scris la tinerețe? Dar mi-am dat seama că viața trebuie mai întâi trăită și apoi scrisă. Sunt unii care scriu și la tinerețe, probabil că au darul lor, și mie îmi place foarte mult poezia și apreciez pe cei care scriu. Am mai scris puține versuri și tot acesta este și sentimentul meu, că trebuie prima dată să citești mult, să trăiești mult și apoi ai ceva de spus. Exact. Am văzut pe site-ul renașterea-impact.ro că faceți o declarație acolo. Spuneți așa: trăiesc cea mai frumoasă etapă din viața mea. Se pare că anii de vârf mi-au devenit din cei mai productivi ani. A venit vremea să culeg roadele. Investiția s-a întors cu dobândă. Frumoasă declarație și cred că ne-am dorit cu toții să putem spune asta când ne uităm în urmă la viața noastră. Da, într-adevăr. Într-adevăr, acum la vârsta mea mi-am mai pierdut din propriile activități pe care le practicam și am mai mult timp la dispoziție. Deci, în special noaptea am inspirație, când pot să scriu, când pot să citesc, când nu sunt deranjată de nimeni, nu sunt limitată de timp și noaptea găsesc cel mai minunat prilej de a citi. Pasiunea mea a fost dintotdeauna scrisul și cititul. Citind cărți, călătorești prin mai multe zone, faci cunoștință cu mai mulți autori, pătrunzi și în laboratorul atâtor minți luminate, cărțile te hrănesc, cărțile te îmbogățesc, cărțile îți colorează viața. Scrisul îți împrospătează amintirile. În tinereță trăim cu speranțe, iar acum ne hrănim cu amintiri. Așa este. Am văzut că mai lucrați la încă o carte, așa se spune că va apărea în curând un jurnal spiritual ce conține lecții de viață. Ne puteți spune ceva despre acest jurnal spiritual? La ce să ne așteptăm? Ce veți pune între cele două coperți? Da, păi, cum am spus, deci paralel lucrez și la jurnal spiritual și lucrez și la o carte dedicată în mod special băieților. Pentru că ultima carte pe care am scris-o, am dedicat-o în mod special fetelor, deși e valabilă și pentru băieți. Și acum lucrez la cartea jurnal spiritual, ce conține lecții de viață, trăiri, amintiri, cuprinde multe lucruri, multe detalii din viața noastră, multe mărturii personale, dar m-am inspirat și din alte surse. Și vreau să spun că cartea Jurnal Spiritual, chiar pe prima pagină, am pus ca și cuvânt înainte despre semnificația cifrei de 12, care pe mine m-a marcat foarte mult. Eu m-am născut într-o zi de 12, am primit de la Domnul 12 copii, 12 nepoți și raportat la matematica Bibliei,
Dumnezeu a împărțit ziua în 12 ore, anul în 12 luni. Dumnezeu a ales 12 seminții, Iisus a ales 12 apostoli. Deci, pentru mine a fost o descoperire uriașă această cifră. Am considerat-o o cifră specială, o cifră guvernamentală. Și David a ales ostași, a ales leviți, preoți, tot în număr de câte 12. Și am găsit că în Noul Testament, în Apocalipsă, această cifră s-a multiplicat. 12,4 de bătrâni, 144 de oameni pecetluiți și am zis că mă identific parcă că și cu trecerea timpului și la mine această cifră s-a multiplicat prin faptul că sunt și 12 nepoți. Și am spus că pentru mine aceasta a însemnat mult. Și apoi am început cu scurtul istoric al bisericii și în continuare, cum am spus, așa, etapele prin care am trecut în viață. Așa multe vreau să ne spuneți. Am putea să văd că v-ați adus un album aici, am putea să vedem câteva fotografii cu familia dumneavoastră? Da, se poate, nu... N-am fost pregătită cu ceva special, doar fotografii care sunt puse. Aici vă văd că sunteți dumneavoastră. Și... Da, soțul și acolo eu la un interviu. Și împreună cu soțul, era foarte tânăr. Da. Acolo, în grădina cu flori, Teia, ea se ocupă cu fotografiile. Aici băiatul care e plecat în America cu soția. Deci aveți un fiu în Statele Unite. Da. Așa. Aici tot el când s-a căsătorit, tot acolo în state. Așa cum spuneați, multe evenimente frumoase de familie văd aici. Încă un eveniment, o nuntă. Și aici să înțeleg că sunteți cu toată familia sau aproape toată familia? Aproape toată familia. Frumos, așa cum ați zis. 12 și cu 12 și cu alții mai mulți, da, și cu... se multiplică. Și cu 8 nurori și cu 8 gineri. Foarte frumos, foarte frumos. Dumnezeu să vă înmulțească familia și să facă din ea o... seminția aleasă pentru neamul acesta românesc să fie oameni model, oameni bine crescuți. Spuneați de un istoric. Ați vrea să ne spuneți despre istoricul ăsta sau chiar să-l citiți? Văd că aveți multe notițe. Da, păi pot să și povestesc, pot să-l și citesc. Cum vă vine mai bine? Da. Aici chiar am specificat. Se pare că trăiesc cea mai frumoasă etapă din viața mea. A venit vremea să culeg roadele. Investiția s-a întors cu dobândă. Nu vreau să vorbesc în mod deosebit despre noi, ci despre ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. Mă simt datoare ca să chiar să împărtășesc experiență ce au traversat cerul vieții noastre. Cu ani și ani în urmă, soțul meu, a cărui amintire o binecuvintez, a nutrit o dorință înflăcărată de a-și lăsa amprenta asupra unei cauze nobile cu orizonturi mai largi, în nădejde că fiii noștri vor face ceva în colțul lor de lume. Proiectul acestei lucrări a fost rodul viziunii și eforturilor sale. Viața sa nobilă nu s-a manifestat doar pe buzele sale, ci prin faptele și acțiunile practicate. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o mare putere de muncă și un mare curaj de a lupta.
a fost un om al corectitudinii și al celor mai elevate valori. El avea inimă de păstor și de părinte totodată. Toate acestea l-au catalogat a fi ființă pusă deoparte pentru Dumnezeu. El nu făcea distincție între denominațiuni creștine. Oriunde Hristos era slujit și slăvit, se simțea între frații lui. Nu e important ce ne deosebește, e important ce ne iubește, ce ne unește. El predica religia iubirii și legea bunătății. Acesta a fost fundamentul pe care el și-a clădit viața. Luptăm pe mai multe fronturi, dar pentru același război. În război, adevărații luptători rămân împreună. Prin credință a pus bazele acestei lucrări. A fost un vis care nu s-a materializat în timpul vieții sale pe pământ, dar oamenii binecuvântați lasă binecuvântări în urma lor. El n-a lăsat în urmă doar un mormânt, ci o moștenire. Fiii noștri, împărtășind aceleași valori, au continuat lucrarea începută. În esența lor, la nivel de pasiune, sunt identici. Și ei aparțin aceleași domn, iubesc aceeași împărăție, au aceleași deprinderi și astfel au pășit în aceeași cadență. Am spus, inima de luptător al tatălui lor și-a reluat bătălia. Fiii noștri au crescut împreună, s-au avut unii pe alții și astfel au luptat să atingă un punct comun. Asemenea activități presupun mari sacrificii și pentru ei. Și ei au avut de suportat experiențe dure. Dar durerea a fost că toate acestea, împotrivirile, atacurile, le-au suportat fără de tatăl lor. Numai că nu-i timp de apărare și nici de justificare. Noi știm că acest timp va veni mai târziu. După ani și ani de colaborare, n-a fost ușor să te trezești brusc într-o lume străină și nefamiliară. Când te vezi că te simți deja în plus și ești nevoit să bați în retragere și consider că ca să poți să lași o mărturie epocii, trebuie să ieși din rând. E mult mai ușor să mergi în pas cu turma, te simți la adăpost, ești în siguranță, dar e nevoie și de oameni cu viziuni, oameni care văd peste timp. Dar m-am gândit că atunci când ai o viziune, o spun din experiență, împotrivirile nu vor întârzia, ele vor apărea. Dar m-am gândit, cine ar fi știut ceva despre Moise dacă nu era și faraon? Ce s-ar fi cunoscut despre Estera dacă nu era și Haman? Sau cine ar fi aflat despre David dacă nu era și Goliat? Da, deci ăștia sunt mărturii biblice și pe care și noi le-am experimentat. Numele acestui centru creștin are două semnificații. Deci viziunea, la modul concret, a fost ca familia dumneavoastră să deschidă un centru creștin. Da. Să ajute pe cei din jur, indiferent de denominațiune, să îl cunoască pe Dumnezeu. Asta am subînțeles eu din ceea ce ați spus până acum. Acum hai să vedem numele acestui centru creștin. Da. Și asta am vrut să spun, că centrul se numește Petru,
prin faptul că Petru l-a chemat pe soțul meu, care a pus bazele acestei lucrări și are două semnificații. Petru, care se află în Statele Unite și care ne-a ajutat, o sponsorizat la continuarea acestei lucrări. Deci, depărtarea lui Petru de frații lui n-a reușit ca să rupă relațiile între ei, pentru că inimile lor băteau în același rând. Și un frate nu te lasă niciodată singur. Când resursele se epuizau, el mereu ne întreba unde s-a ajuns cu lucrarea, care sunt urgențele, și în felul acesta s-a avansat foarte mult la lucrare, s-a muncit mult, dar încă mai este mult. Și ce activități se desfășoară acolo la Centru Creștin Petru? Noi suntem, cum am spus, la început de drum, nașterea nu-i ușoară, dar frumusețea este că e toată familia. Și noi ne bucurăm, nu e nicio concurență, suntem deschiși pentru colaborare. Am încercat ca și programul să nu se suprapună cu programul altei biserici. Ca să înțeleg putem... că este un loc în care se vestește cuvântul lui Dumnezeu, da, se fac rugăciuni și oamenii sunt așteptați acolo. Program pentru... normal, da. Și din când în când se fac conferințe. De exemplu, Iosif Bele au făcut o conferință cu 50 de păstori pentru că spațiul îi corespunzător și m-am gândit, Dumnezeu nu a îngăduit ca atâta muncă și atâta lucru cât s-a depus acolo să rămână lucrarea așa neterminată. Și să facem conferințe, facem rugăciuni, ne strângem vineri seara când nu-i program la nicio biserică. Este Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, unde am fost și noi. Noi suntem deschiși pentru colaborare. Deci v-ați pus la dispoziție casa, ați mărit-o puțin, ca oamenii să poată veni să se roage acolo și să învețe despre Dumnezeu. Și vin oameni, caută oamenii pe Dumnezeu în vremea aceasta. Ce ați constatat? Au fost cazuri când... am făcut adunări, când am făcut invitații, atunci au venit mai mulți, când nu mai puțini, dar oricum am din câte am citit, am înțeles că atunci când Dumnezeu e prezent, nu mai contează aritmetica. Dumnezeu a avut în vedere și vremurile noastre, adunarea începe de la 2, dar cum am spus, frumusețea e că e familia acolo și am zis că am ajuns să secerăm cu bucurie ceea ce alții au semănat cu lacrimi. Și acum pot spune ca și Maria altădată, sufletul meu mărește pe Domnul, întrucât ne-a ajutat să facem o lucrare pentru El. Și cred că Domnul se bucură de toate lucrurile astea. Spuneați că vă place nu numai să scrieți cărți, ci v-a plăcut și poezia. Vă place poezie care vine din experiența dumneavoastră de viață. Ați adus aici câteva versuri pe care să ni le împărtășiți și nouă, care vă sunt acum mai la suflet? Păi, printre ultimile versuri pe care le-am scris, sunt versuri experimentate, versuri trăite. M-am spus, încă din tinereț am iubit versurile, dar și acum îmi place să recit versuri experimentate, trăite, în care să se oglindească puterea divină a Domnului Iisus. Îmi place ca să scriu, iar să compun e o artă. Consider har divin atunci când pot să scriu și simt că sunt inspirată. Adesea sunt trezită chiar noaptea în ceas târziu și chiar și în prima strajă. De multe ori stau trează, citesc, uneori scriu. Îl simt așa de aproape în liniște de plină, nu pot da explicații. Acestea sunt revelații și o ungere divină.
E așa de minunat ca să găsești izvorul, să bei din apa vie, apoi să începi a scrie un vers, o poezie, ce-ți spune Creatorul. Când ești călăuzită de Cel ce guvernează sau când ești conectată la sursa performantă, tu scrii cum îți dictează. E o taină, un mister să fii cuplat cu cerul, de parcă nu-s cuvinte să poată fi rostite ca să descrii misterul. Atunci tot ce compui, și proza, versul, rima, sunt toate cu efect când prin acel proiect Domnul primește stima. Proiectul nu-l faci singur, El ți l-a prezentat, în El e o valoare când prin acea lucrare Domnul e onorat. El mi se revelează prin șoaptă, prin cuvânt, prin har îi cunosc glasul și lupt ca să țin pasul cu Cel preanalt și sfânt. Nici nu-ți mai aparții, harul te prelucrează când faci din noapte zi, scriind la poezii sau ceea ce îți dictează. Țesând la pânza vieții fire de măiestrie, îți colorează fața, înseninându-ți viața și îți dau și energie. Creativitatea îți face viața plină, te simți îmbogățită, de mire prea iubită și îl chem cu dor să vină. Cine nu-și dorește acea zi glorioasă să poată fi invitat de Marele Împărat pe postul de mireasă? Mireasa sa l-așteaptă, de aceea și veghează. Se merită, pot spune, să stai în rugăciune și chiar și noaptea trează. Să-i declari iubire, prin versuri chiar să-i spui că nu-i nicio iubire și nici o împlinire ca și în prezența lui. Să fii pe aceeași undă cu Cel ce te iubește și în liniște de plină să asculți o șoaptă lină prin care îți vorbește. Susurul blând se simte, plăcute fascinează. Se merită, pot spune, să stai în rugăciune și chiar și noaptea tează. Să ne unim toți glasul, să spunem Maranata, să-L așteptăm cu dor pe al nostru Mântuitor, căci El vine pe nor ca să ne dea răsplata. Amen. Mulțumim! Ați cuprins în versurile acestea, de fapt, filozofia dumneavoastră de viață. Cum stați, cum primiți revelație, cât de mult vă încarcă revelația aceasta. E impresionant cum ați pus secretul vieții de scriitoare în această poezie. Da, nu mi-amintesc să fiu trecut printr-o criză a vârstei care îți spulberă visurile. Am constatat că niciodată nu e prea târziu ca să fii creativ. N-ați avut și gânduri de genul că acum e prea târziu, acum sunt prea în vârstă sau de ce eu? Vedem în jur multe persoane la care le vine să gândească așa. Există o tinerețe spirituală indiferent de vârstă. Eu am dedus că poți fi bătrân la orice vârstă și poți fi tânăr la orice vârstă. Faptul că Dumnezeu mi-a păstrat puterea, mi-a păstrat vederea, până acum n-am purtat ochelari, deci pentru mine e un har. Și am spus că e o onoare ca să-L prezinți pe Împăratul Slavei, pe Împăratul unei împărății veșnice. Dacă tot vorbim de cărți și ne-ați citit câte ceva, și poezie, și proză, unde ar putea telespectatorii noștri să găsească cărțile acestea? Se găsesc la vreo librărie creștină? Nu, momentan nu, din cărțile astea chiar nu mai am, decât din Cartea Ascultă Fică, mai am cărți acasă. Și pe când credeți că o să apară jurnalul spiritual, acesta din care ne-ați povestit că va începe cu o explicație în jurul cifrei 12, cu lecțiile de viață? Păi dacă Dumnezeu ajută, deci eu sper ca în anul acesta, în vara aceasta, sper ca să ajungă să vadă lumina tiparului, pentru că am multe scrise, doar că trebuie scrise în calculator și
Aici mai scriu și eu, dar măi, mă ajută și fiica mea, Teia, care este... Mezina familiei. Mezina familiei. Și mereu... scrieți și la calculator, da? Da, mai scriu, da? Eu scriu mai încet. Și... Păi și cartea asta tot ea mi-a scris-o la calculator și mă mai ajut cu ea. Da, păi fiecare scriitor are și un editor, cineva care îl ajută, e normal, da. Și cred că e foarte frumos să aveți pe propria fiică împreună în lucrare. Da, da, într-adevăr. Și mi-a scris prefața cărții și ce să zic, cartea aceasta e o carte care s-a născut prin suferință. Nu cunosc situație mai agonizată, să zic așa, decât să vezi pe cineva drag că se îndreaptă spre o direcție greșită și să te vezi total neajutorat să îndrepți situația. Deci ați avut și astfel de episoade. Da, am trecut și am studiat foarte mult pe tema aceasta și am ajuns la un moment dat să înțeleg că cuvintele nu-și mai au rostul. Și atunci chiar am scris o scrisoare care mi se pare că se află aici în carte, o scrisoare care nu a mai pus niciun cuvânt de la mine decât o scrisoare, dar toate versetele din Biblie. Că m-am gândit că aici nu mai găsește niciun cuvânt de comentat. Și studiind atât de mult pe tema asta, am simțit așa că că suferința mi se transformă în inspirație și am simțit că trebuie să se nască o carte. Și în fiecare capitol există și un caz real și consider că e o mare nevoie pentru, mai ales pentru fete, ca să înțeleagă ce înseamnă să faci o alegere greșită și cât îți de grele consecințele alegerii greșite. Și m-am gândit că este de folos. Am dedicat-o fetelor care slujesc la curtea regală a Împăratului Universului și doresc să aibă relații ziditoare și o căsnicie fericită. Pe lângă cartea asta, aș vrea să mai îmi spuneți, că știu că vă place mult să citiți, ce personaj biblic v-ați luat dumneavoastră ca model? Care carte din Biblie v-a plăcut cel mai mult? Sau eu... una pe care ați recomanda-o femeilor? Pentru că dacă tot e sărbătoarea lor... Eu citesc Biblia la rând. Citesc, deci așa că am aproximativ 3 capitole la zi. Adică asta mi-am impus ca o lege. Și... chiar acum am ajuns la Maleachi, la ultimul capitol din Vechiul Testament. Sunt multe lucruri care mi-au plăcut și chiar am specificat aici câteva lucruri din Cântarea Cântărilor, pentru că acolo nu am găsit niciun cuvânt de jignire, niciun cuvânt de acuzat. Acolo n-am găsit decât declarații de dragoste, promisiunea unui viitor strălucit. Am învățat din viața multor femei. Am învățat chiar când am scris poezia lui Naomi și m-am gândit la că a părăsit Betleemul pentru Moab. Și dacă chiar specifică pentru ce, s-o ducă puțin mai bine. Și făcea un frate o comparație, spunea că a fost în Europa și a stat de vorbă cu foarte mulți tineri, pentru că, într-adevăr, noi nu știm pe ce navighează tinerii noștri pe dincolo. Și zicea, am stat de vorbă cu fiecare și niciunul nu mi-a spus, păi am venit că n-am avut ce mânca sau ce îmbrăca, s-o duc mai bine. Exact răspunsul pe care l-a dat Naomi, s-o duc mai bine. Dar... totuși, tot în cartea lui Naomi am găsit și un exemplu pozitiv, pe Rut, felul minunat cum a procedat cu soacra ei și
Deci, din toate, eu am avut ce să învăț, ce să culeg. Am văzut că ați și pus un verset din cartea Rut ca motto pe coperta cărții Ascultă Fică, să nu te duci să culegi spice din alt ogor, Rut 2:8. Și știu că se regăsesc multe învățături din cartea Rut în cartea aceasta Ascultă Fică. În cartea Ascultă Fică, așa cum ziceați, ați vrut să veniți în întâmpinarea tinerelor să le ajutați să facă alegeri bune. Și am văzut că ați scris într-un loc să nu alegem marfă cu defect, pentru că ea nu prezintă garanție. De ce trebuie să țină cont o fată atunci când vrea să se căsătorească și cu toate când vor să se căsătorească, vor să fie și fericite, că nu se căsătoresc numai așa, ca să le-aș sfătui ca să nu se căsătorească până nu vor găsi în un adevărat prieten. Un adevărat prieten, un prieten care să le protejează, care, cum să spun, și totuși ar trebui un timp, adică să nu s-arunce cu atâta grabă, pentru că e pasul cel mai important. Aici te poți ferici sau nenoroci. Să aibă timp să-l cunoască. Pentru că un prieten adevărat știe să o protejeze, știe să, ce să zic, sunt chiar foarte multe mărturii cu cazurile acestea. Și cum ați sfătuit dumneavoastră fetele să evalueze corect caracterul viitorului soț? De unde să știe ele? Este omul potrivit sau nu este omul potrivit? Păi, bineînțeles că, cum am spus, e o alegere pe viață în care nu trebuie pășit cu grabă și trebuie să ceară călăuzirea lui Dumnezeu și, ce să zic, e atât de explicit în Biblie, parcă nu mai trebuie adăuga nimic cu cine îți place, dar în Domnul. Deci asta e de mare importanță, pentru că găsim exemple Biblie de Samson. Ia-o că-mi place. Deci nu-i suficient doar că-ți place. Deci să fie în Domnul, să fie pe aceeași lungime de undă, pentru că altfel vor deveni divorțați spiritual, că Dumnezeu nu e atât de interesat de hârtia noastră că am divorțat. Nu hârtia asta îi unește. Poți să fii împreună și divorțat spiritual. Și vor avea de cules o recoltă amară când nu se află pe aceeași lungime de undă. Și mă gândesc că vreți să spuneți că divorțul ăsta spiritual vine atunci când unul caută pe Dumnezeu și celălalt nu-l mai caută pe Dumnezeu? La așa ceva? Adică când se întâmplă după sau? Nu. Când are loc divorțul spiritual? În momentul în care unul dintre parteneri nu mai este interesat de relația cu Dumnezeu? Da, bineînțeles. Când nu-s mai pe aceeași lungime de undă, atunci devine ca un divorț spiritual. Deci viața devine o luptă și viața e scurtă. Nu merită să o trăiești așa. Și cum am specificat aici, undeva un verset, că Domnul să vă fie desfătarea și El vă va da tot ce vă dorește inima. Deci să-L caute pe Dumnezeu să fie într-o relație pe verticală cu Dumnezeu și atunci pe orizontală tot Dumnezeu le va călăuzi. Ați spus mai devreme că fetele nu trebuie să se grăbească, să aștepte să fie o perioadă de cunoaștere. Și vă întreb, ca o mamă cu 6 fete, aveți experiență, dar totuși există riscul sau frica pe care o au fetele că probabil o să rămână nemăritate. Unde-i echilibru între cele două lucruri? Adică ai putea să fii foarte atentă și atunci băieții să nu mai fie dispuși să aștepte așa de mult? Sau ai putea să te grăbești și să faci alegerea greșită?
cum a spus că... Deci nu toți primesc, adică nu la toți le-a dat darul ăsta ca să nu se căsătorească, dar... Ce să zic, teama sau frica, noi n-am mai primit un duh de frică ca să mai, adică am primit un duh de înfiere, nu un duh de teamă, frică că nu mă căsătoresc. Și eu le spun așa, chiar dacă nu se căsătoresc, eu nu văd o alegere greșită, pentru că Biblia spune, cine se căsătorește, bine face, dar cine nu se căsătorește. Spune, mai bine face. Și acolo specifică. Pentru că ființele vor avea necazuri și aș vrea ca să vă cruți. Deci nu toți pot primi cuvântul ăsta. Și mai ales având în vedere vremurile noastre, deci eu nu văd o greșeală întreagă, mai bineînțeles, fata să se păstreze curată, neîntinată și... să-și găsească plăcerea în a se implica în lucrarea lui Dumnezeu, că atunci slujește Domnului fără piedici. Pentru că după ce te căsătorești, bineînțeles, timpul e limitat și te dedici mai mult familiei. Slujești pe Dumnezeu în felul acel. Da, cu piedici. Îngrijind cu piedici, familia. Da. În cartea Ascultă, fiică, am văzut că recomandați fetelor să țină cont de sfatul părinților. Dar poate o fată ar întreba cam așa, dar oare părinții știu toate lucrurile? Oare părinții nu pot greși? Cum am răspunde unei astfel de întrebări? Păi eu mă gândesc că părinții oricum văd un pic mai departe decât tinerii și ascultarea are ca urmare binecuvântarea. Deci acolo specific ascultați de părinții voștri în Domnul. Deci dacă sunt Domnul, nimeni nu-și dorește răul copiilor lui. Și eu zic că e de mare folos ca tinerile să implice și părinții, să implice pe Dumnezeu în prietenia lor, dar să implice și părinții. Și, cum ați spus, ele se vor căsători nu numai cu personalitatea lui, se vor căsători cu caracterul lui, se vor căsători, trebuie să țină cont de multe lucruri. Mulțumim și nădăjduiesc că această carte, pentru care ați stat multe nopți și zile și ați scris-o, să ajute pe cât mai multe tinere să aibă o căsnicie și tineri să aibă o căsnicie fericită. Aș vrea în finalul emisiunii să ne transmiteți un ultim gând pentru femei, dacă aveți în mod special pentru mame un gând sau pentru toate femeile, am vrea să-l ascultăm. Păi, m-am gândit așa că noi, mamele, toate cam experimentăm cam aceleași lucruri și ne confruntăm cu aceleași greutăți. Cea mai prețioasă zestre pe care o putem oferi copiilor noștri este îndrumarea lor spre Dumnezeu prin calea propriei vieți. E ușor să dăm sfaturi, dar e mai greu să dăm exemplu. Și în reflexul copiilor nu va intra doar numai ceea ce le spunem, ci ceea ce facem. Și exemplul bun e cea mai folositoare învățătură. Noi, din responsabilitățile acestea de mamă, nu ieșim niciodată la pensie. Și consider că e bine să știe și cred că o fac mamele ca ori de câte ori copiii pleacă la școală sau la servici, să rostească o binecuvântare peste ei. Iar seara se acopere cu plapuma rugăciunii. De folos să ne implicăm în luptă în viața copiilor noștri. Și cum am spus, pentru că dacă ne gândim așa,
să iai pentru veșnicie. Iar dacă noi ne vom păstra, avem promisiunea că Dumnezeu și peste urmaș lasă binecuvântare. Și cine, cum spune acum un alt verset, ferice de copiii lui după el. Care mamă nu-și dorește ca copiii să-i fie fericiți? Și contează foarte mult ca să trăim o viață așa, pe verticală, în relație cu Dumnezeu, și atunci pe verticală, chiar și cu copiii noștri, tot Dumnezeu le va rezolva. Mulțumim pentru încurajare și pentru gândul frumos ca noi mamele să fim în primul rând exemplu pentru copiii noștri și să-i acoperim la plecare și la venire cu binecuvântări. Dumnezeu să vă dea multă putere să faceți în continuare lucrul acesta și să fiți mamă spirituală pentru marea dumneavoastră familie. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe mine m-a ajutat foarte mult și conferințele cu femei, pentru că am învățat din experiența lor, din mărturisirile lor și pot să spun că ne-au îmbogățit viața. Așa să fie și Dumnezeu are posibilități prin care ne-o poate îmbogăți și mai mult. Mulțumim pentru cărțile scrise, vom afișa numărul de telefon pe ecran unde puteți fi găsită pentru a pune la dispoziția celor interesați, Cartea Ascultă Fică și celelalte cărți care vor apărea în edițiile următoare. Acum e momentul să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dragi telespectatoare și telespectatori, și vreau să vă spun încă o dată multă binecuvântare, multă putere și multă bucurie la toate femeile, mame, soții, bunici, tinere, să fiți binecuvântate și să nu uitați că Dumnezeu vă iubește. Ne vedem peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.